Purtătorul de cuvânt al PNL Giurgiu Ionel Muscalu a declarat astăzi că există deja semnale din partea farmaciilor că nu vor mai elibera rețete gratuite și compensate din cauza faptului că nu și-au încasat banii pentru medicamentele eliberate până acum. Ionel Muscalu a arătat că aceste datorii sunt angajamente de plată legale pentru servicii contractate și executate, care au fost solicitate de spitale și pacienți în baza regulilor existente în acel moment. Decontarea de către autoritățile statului a medicamentelor se face pe baza contractului cadru asumat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Ministerul Sănătății și publicat în Monitorul Oficial, având valoare de reglementare legală. Ceea ce face președintele Traian Băsescu este de fapt instigare la nerespectarea legii și a angajamentelor contractuale ale statului, a spus Ionel Muscalu, care a atenționat și asupra faptului că în România amânările la plata medicamentelor către furnizori sunt nepermis de mari. În 2009, tot sub guvernul Băsescu, Bocu, Udrea, termenele de plată s-au prelungit de la 60 la 210 zile. Nici intervalul de 210 zile nu a fost respectat. Și atunci, cred că România poate fi caracterizată, dacă vreți, ca o țară aproape bananieră în care contractele nu trebuie respectate pentru că însuși șeful statului, însuși șeful acestei structuri care trebuie să respecte legalitatea și care trebuie să vină și să impună respectarea legalității, vine și spune să nu se respecte un contract cadru cu, așa cum spuneam, cu valoare și de reglementare legală. Ceea ce a declarat Traian Băsescu pune în pericol chiar sănătatea românilor și îi afectează în special pe cei din mediul rural. Potrivit unei statistici recente, peste 350 de farmacii au dat faliment, cele mai multe care s-au desființat fiind din localitățile rurale, unde procurarea de medicamente este o problemă serioasă. Atragem atenția că aceste gesturi ale președintelui Traian Băsescu au atingere directă cu cetățenii țării, cu românii, cu giurgiuvenii, cu oameni obișnuiți și cu oameni mai puțin obișnuiți. Că indiferent de cei care trăiesc aici, este în primul rând vorba de sănătate, iar dincolo de asta se atacă în primul rând oamenii săraci, pentru că este o certitudine că cei bogați își pot permite să meargă la tratamente în Austria, să-și facă operații ca și el, ca și domnia sa, la spitale din Viena, pe când oamenii săraci nu pot merge nici măcar până la prima farmacie, fiindcă nu au bani.